Salutare, bă, fraților, și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. În acest episod o să vă arăt că s-a adăugat, după cum am spus, acest din asta cu Mega Knight, care la 12 win-uri vei putea primi o legendară, adică pe el, îl primești pe el, la Mega Knight-ul. La 5 win-uri veți putea primi 100 de gold. La 2 videouri puteți primi 1500 de bani. La 8 un Giant, cel de Arena 6, după aceea 15.000 de bani, după aceea pe el un Mega Knight. Garantat prin 700 și 10 cărți din astea. Eu zic că este bine, s-ar putea să fie rare. Și aici 5 epice și 15 rare. Dar se va adăuga doar în 23 de ore. Asta înseamnă că putem juca mâine, să zic așa. Așa, nu mai prea am bani pentru că mi-am cumpărat Wizards, mi-au apărut aici la shop. Mi-au apărut Wizards de la shop, am vrut să cumpăr asta, dar nici n-am avut destui bani și nici nu sunt pasionat, nici nu sunt pasionat eu de Epic Chest-urile. Așa, să dăm un 2v2 Quick Match. Mai am un pică și mi-e un Giant Chest. Are cărți de apărare prostul. Fratele meu pune ceva mai puternic, el îmi pune. Acela dacă dă pe turn, prăjește turnul efectiv. Hai că este bine. Oh la 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 la. Din motor. Bă, ne-am descurcat bine, pot zice, nu ne-au dat mult damage. Aici n-am cu ce apăra la prostul ăsta. Asta e, ne ia turnul. Ne-am luat un turn și ei. Dacă tu dai așa ceva pe ăla, nu știu ce jucător ai putea fi. Bă, s-ar putea să ne bată prostul. S-ar putea. Da, ba nu, nu ne bate. L-am bătut noi. Așa. Avem un win până acum. Am vrut să filmez mai de dimineață, doar că mi-am dat update la Brawl Stars, de aceea filmez așa, că ce am vrut să filmez așa, dar mi se vede negru și trebuie să-mi descarc niște din alea, știți, pentru a se vedea pe asta, să le pun direct în asta. Dar până atunci o să filmez așa, este dimineața, nici n-am mai apucat să... Ce am eu, mă?
Da, nu știu, probabil unii dintre voi cred că a fost o prostie să intru în acel turneu doar pentru High Spirits, doar că eu am intrat pentru High Spirits, pentru că uitați în arenă în ce arenă sunt eu și uitați în ce arenă e pe ei, și de aceea am intrat în acest turneu. Bine, aș fi vrut să-mi iau Three Musketeers, Elite Bar, Musca sau ăsta, ceva mai puternic, dar și ei sunt buni. Poate va apărea pe viitor. Trebuie să-mi upgradez și eu niște cărți. Momentan n-am nicio carte, adică am cărți upgradate, dar acestea care le pot upgrada încă nu le-am upgradat pentru că nu prea am bani. Uite-te, bă, și tu la prost, bă. Bă, tu apără de te dracu, eu mă aug la atac. Bine, ăla ne-a luat turnul acum, e sigur. N-avem ce face, dar asta e. Sau nu ne-l-a luat, se pare. Dar aproape l-a luat. Oh la la, dar noi nu-i dăm nici atâta damage cât ne-a dat el. Sau, ba da, i-am luat turnul măcar. Și turam de motor. Strica turbina. De stare, turbina 100%, da, coi. Hai că l-am bătut și pe asta cred că-i dăm chiar 3 coroane. Așa, mai avem un win pe ziua de azi. Thank you very much. Ne mai trebuie câteva win-uri și luăm încă un giant chest. 3 gemuri. Bă, elixir colectorul folosesc. Bun, dar nu-l mai folosesc. Nici asta nu folosesc și din păcate nu folosesc. Asta e. Ce atât mi apare, cred că prostia ai cu Mega Knight. Yes, Royal. Da, ai Mega Knight comic. Și asta o să apară peste tot, dar știu de cam când o să apară asta. Este bine că facem win-ul la asta și se pune și la asta. Întotdeauna am apreciat că oriunde faci win-ul se pune și la Clan Chest. PvP2 Quick Match. Și asta o să fie ultimul match. Uitați-mă ce clickbait am primit. Mega Knight. Nu trebuie să-l pui, fratele meu. Dacă tot îl pusă prostul, asta e. Poate bagă ceva. Oh, i-am luat turnul. Zeap. Așa. Problemă, pot zice. Problema cam mare că la de dă pe turnă la 4 turnul. Ca 4 turnul ușor. Nu o trebuie să pui, fratele meu, cu căria de la skill. Eu totdeauna când vine ceva mai puternic și văd că am acel tombstone în mână, pun tombstone-ul și dacă îl omori, îți dă câteva din alea, îți dă câțiva scheletoni și scheletonii ajung pentru a omorâ un prinț sau așa ceva. Pentru că sunt mulți și scheletonii de obicei dau mult damage, stropează vreo 4-5, de nu 6, cam pe acolo. Hai că băiat de treabă se pare că mă ajută. Pe ca nu știu dacă trebuia să-l pui acolo, dar totuși. Sute de cai, sute de cai. Hai că e bine că
Avem acel. Uită-te, bă, și tu, bă, fratele meu, bă. Și nici nu i-am luat acel tur. E, dacă nu l-am luat, mai pușăm o dată. Și apărăm în același timp și aici. O, care Inferno Taurul ăla. Ăla e, cred că e singura carte care dă counter la... Lasă-l să ia și el un turn. Da, nu-l ia, mă, nu-l ia. Să vedeți voi că nu-l ia. Zia. Câștigăm cu o coroană. One win. Am mai făcut un win pe ziua de azi. Bă, de ce? Oh, mi apare astea trei, cum că să le upgradez. Hai că upgradez tornada, că nu, doar asta o pot upgrade acum. Așa, și aș mai putea să upgradez asta și cu asta, asta să le upgradez într-un final mai îndepărtat, în care o să am bani de ele. Păi, eu zic că este bine pentru acest episod. Cu această ocazie ați putut vedea și cărțile mele. Și m-am mai gândit să mai fac câteva conturi eu așa, purea, să deschid niște magical chest-uri. Dacă doriți, lăsați în comentarii și o să o fac, căci asta nu știu dacă o să dispară în 22 de zile și eu o să pun acest clip chiar acum și dacă o să strâng 3 vizualizări la el, o să fac imediat celălalt videoclip și o să fac cu 4 magical-uri, 6 magical-uri, vede câte putem face. Așa. Păi, eu am fost ales până data viitoare, nenere, în mine, papa. Dacă vă întrebați cum o să fac, o să fac de pe telefon, o să fac de pe tableta lui sora mea, o să fac de pe mai multe lucruri și gata. Pa, pa!